detalii și din greșeală, din eroare, operatorul nu a modificat mesajul și l-a transmis cu codul roșu. Am intervenit ulterior, dar deja efectele au fost astea. Menționez că eram în plin cod portocaliu, se manifesta, aveam peste 170 de apeluri, dacă asta ar conta vis-a-vis de solicitări pentru intervenție. Nu este singura aplicație de informare, noi există și aplicația RSU, mai avem și alte aplicații pe care transmitem alertele meteorologice. Dar de ce a fost dat codul în timpul în care natura deja se manifesta? Deci, dacă ați observat, în prealabil venise un cod portocaliu, Constanța era sub cod portocaliu, de asta noi primul apel l-am avut la 6 fără un sfert pentru solicitare, nici nu a apărut mesajul de cod portocaliu pentru intervenție. Într-adevăr, există un timp între primirea de la ANM și transmiterea de către noi. Operatorul ia în jur de 5 minute pentru redactarea apelului sau ceva în genul ăsta. Întârzie. Faptul că a apărut mesajul la cel ultim vă referiți de cod portocaliu, care era îndreptarea eroarei. Dar la 18:56, dacă nu mă înșală pe mine memoria, a intrat mesajul de ero alert, mesajul de cod portocaliu. Da. Se va lua vreo măsură împotriva celui care a greșit? Nu știu. Am luat măsuri, am sancționat disciplinar pe ofițerul de servicii cu mustrare scrisă. Va avea repercusiuni vis-a-vis de evaluarea anuală, iar nu va putea participa la eventuale concursuri sau examen de promovare într-un viitor apropiat sau semi-îndepărtat. Iar în plus vom reinstrui personalul pentru a utiliza mai eficient sincopele care apar, noi de fiecare dată analizăm și luăm măsuri ca să lucrurile să devină mai bune. Nimic nu e perfect, totul e perfectibil și noi facem lucrurile astea ca totul să fie mai bine. Aș menționa că îmbucurătorie că nu am avut nicio victimă în timpul fenomenelor severe pe care dumneavoastră l-ați mediatizat. În Constanța au căzut peste 70 de copaci. Și la acest moment noi acționăm pentru îndepărtarea efectelor fenomenului meteo de ieri.